Circul a ajuns în oraș. Începând de joi seara, sibienii pot vedea numere spectaculoase de dresuri de animale, jonglerii și acrobații. Terenul Voința din Ștrand este locul în care, sub cupola circului, vor defina animale exotice, ponei, cămile, lame, crocodili și cai deosebiți. Joi este prima zi în care sibienii pot merge la circ. Numere originale și multe surprize îi așteaptă pe cei care vor intra sub cupola circului. Un bilet pentru adulți costă 30 de lei, iar pentru copii prețul este de 25 de lei. Acrobați, trapeziști, saltatori, momente comice, magie, fachiri, dresuri de animale, cai, ponei, cămile, lame, șerpi, tarantule, scorpioni. Duminică, începând cu ora 19, va fi ultima reprezentație de la Sibiu.